Salutare tuturor, eu sunt Radu și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi sunt în a doua zi de bootcamp în campania Next Big Vlogger, în echipa lui Max, iar acesta mi-a dat o temă, ce anume să fac un video în care explic ce s-ar întâmpla dacă ai rămâne fără internet, dacă internetul ar dispărea. Fără să mai pierdem timpul, să începem. Primul stadiu când realizezi că nu ai internet este disperarea. Te apucă un fior știind că nu mai poți să-ți urmărești vloggerii preferați sau să aplaudezi un vlog pe YouTube la rândul tău. Ei bine, sunt multe chestii pe care le poți face fără internet. Una dintre ele, dacă ai Google Chrome, este să te joci cu dinozaurul care apare când îți zice că nu ai net. Ce e asta? Cum adică am rămas fără net? Trebuia să-l plătesc. Dacă vezi că netul tot nu revine înapoi după ceva timp, e momentul să te rogi efectiv pentru el. Internetul nostru care ne lipsești, dă-ne putere să trăim fără tine. Facă-se daily vlogul tău, precum pe Facebook, așa și pe YouTube. View-urile noastre cele de toate zilele, dă-ne-le nouă astăzi și nu mai scădea semnalul la Wi-Fi, ci dă-ne iarăși conexiune la internet. Pentru YouTube. Și netul tot și tot n-o să revină. Nu, frate, deci nu cred că n-a revenit netul. Aici o să mor, ca într-o peșteră. Oare ar trebui să-mi desenez și hieroglife pe pereți ca faraonii egipteni? Sau dacă te apucă inspirația, probabil inspirația divină pentru că inspirație de pe internet nu poți să ai, poți să-ți ții un jurnal în loc de vlog, pe care poate l-ai putea publica într-un blog, dar asta e cu totul altă idee. Și pe care să-l intitulezi Ghidul supraviețuitorului fără internet. 11 aprilie 2017. Internetul s-a oprit. Eu simt că am rămas fără viață. Nu, frate, nici pentru asta n-am inspirație. Sau poți să încerci să dormi. Hai să fim serioși, cine doarme într-un scaun? Dacă spică internetul, acesta poate lua cu el și viața ta socială. Nu mai poți contacta prietenii pe Skype, pe Facebook. Dar îi poți suna și poți să-i chemi la tine acasă să dați o petrecere. Alo, Dani? Salut, frate, uite, se apropie miezul nopții și mă gândeam să dăm o petrecere în pijamale, ce crezi? Frate, acum, serios, renunță și tu la Minecraft, mai ieși și tu pe afară. Nici măcar la petreceri nu mai ieși, ce e în neregulă cu tine? Să-l sun pe Alex. Alo, ce faci? Uite, mă gândeam că se apropie miezul nopții aici să dăm o petrecere și noi, nu știu. Mă simțeam așa, nu am net, știi? Te uiți pe Netflix și poți să te uiți și mai încolo. Bine, frate, cum vrei tu, dar eu eram singur aici și mă plictiseam, știi ce zic? Frate, ce prieteni am și eu. Dacă nimic nu mai merge și nu mai găsești nimic altceva de făcut, poți să te apuci să citești o carte, dacă desigur mai știi ce e aia. Frate, ce asta? Nu înțeleg nimic. Stau să mă gândesc de când n-am mai citit eu o carte. Probabil din clasa a doua de când ne-a pus să citim Framul Subpolar. Nope, cărțile nu merg. Bun, să zicem că nu ai mai citit de mult, nu mai știi să citești, ai uitat alfabetul. Dar te poți gândi la o idee pe care ai văzut-o la vlogger acum ceva timp și ai zis că trebuie să o încerci odată în viață. Stai așa. Să încerc Battle Flip Challenge. Concentrare o să-ți iasă din prima. Ok, știu, ai făcut tot ce poți ca să treci cu bine peste această lipsă de internet. Doar oare te-ai gândit vreodată ce hobby ai sau ce talent ascuns stă în tine? Ei bine, cu ocazia asta poți să-ți dezvolți acest talent. În cazul meu, de exemplu, poți să faci muzică pe calculator. Sau în cazul altora... Frate, ce carte interesantă! Poze tare au ieșit. Și desigur, după poți să savurezi în liniște băutura preferată, uitându-te la peisajul de afară. Dar cam asta este tot. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și să dați video ăsta și la alții. Din păcate, cei care nu au net nu pot să vadă acest video, dar sper că nu e cazul. Eu am fost Radu, ne revedem la următorul clip. La revedere, bye bye. Ciao.